Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor. Încercăm diverse teme, dorind noi să fim la curent cu ceea ce mișcă în lume. Când descoperim că un proverb, foarte bun proverb românesc, spune așa, mare e grădina al Dumnezeu, și împreună cu colegul și camaradul de arme Bogdan Ivanescu, am hotărât să aruncăm pe masă profesia de profiler. Există profesia de profiler. Te rog să prezinți pe invitat. Că... Avem un profiler alături de noi, Cristian Dumitrache, care aș putea spune că vede omul mai bine decât se vede el pe el însuși. Cel puțin asta ne așteptăm noi de la un profiler. Și ca să continui întrebarea domnului profesor Mironov, ce e aia? Bună întrebare, mulțumesc pentru invitație în primul rând și... Vedeți, a devenit un tic ăsta, asta vă spun că sunteți profiler. Mulțumesc pentru invitație. Nu trebuie să vă mulțumim că vă luăm din timp și vă aducem aici. Ce... Dar e onoare și pentru mine și mă bucur faptul că putem împărtăși din această informație pe care de fapt o știm cu toții într-un fel sau altul, către un public foarte larg. Să vă dau o veste, profiler suntem cu toți. Deci toți oamenii care au ochi, dar funcționează urechi, funcționează și creierul și celelalte simțuri, facem asta în mod natural. Sunt anumite zone în creier care sunt dedicate recunoașterii faciale, respectiv recunoașterii vocale și nu numai. Da? Știți că în 2017 a fost chiar un studiu care m-a intrigat, în care au descoperit faptul că fetusul de 34 de săptămâni are o predilecție în a privi lumină proiectată pe burta mămicii, lumină care are forma unei fețe. Deci, apropo de simțuri, credeam că văzul este unul dintre ultimele care se dezvoltă la copii, dar de fapt fetusul de 34 săptămâni are această capacitate. Și aceeași lumină în formă de față, când era plimbată pe burtica mamei, făcea fetusul să se rotească. În momentul în care puneau altă lumină care nu avea o astfel de conformație, același fetus nu se mai rotea sau foarte puțin. Eu uite la el. Exact, am fost foarte intrigat. De ce? Pentru că, de fapt, cu toții avem această unealtă. Apropo de zona asta de software pe care o avem cu toții implementată, da? Pentru că primim un material genetic, da? De la strămoșii noștri. Instrumentul ăsta de recunoaștere facială, respectiv auditivă, și nu numai, tot ce înseamnă simțuri. Pentru că, gândiți-vă un pic că baza noastră de date, pentru că cu toți avem o bază de date și... Chiar aș vrea să vă întreb dacă vi s-a întâmplat că atunci când vedeți pentru prima dată o persoană să aveți un sentiment de o să fie bine sau o să fie rău în interacțiunea cu acel om? Da, evident. Da. Vi s-a întâmplat? Nu știu, stau să mă gândesc. De obicei analizez, am fost climer. Asta înseamnă că în secunda e foarte mare și analizez întâi să văd cine cum e. Însă fiind după ce optimist analizați? Patologic, inevitabil găsesc partea pozitivă. Ai bine, mă bucur, suntem în aceeași gașcă, să spunem. Ideea e că, practic, cu toții ce facem? Recunoaștem, apropo de profiling, recunoaștem niște tipare pe care noi le avem în subconștientul nostru. Pentru că noi primim, vreau să vă gândiți la următorul aspect, informația asta pe care o primim de la părinți, din informația, materialul genetic, da? Ajunge să fie modelat, da? Gândiți-vă la o plastilină, la un aluat, o cocă, ce vreți, de mai mulți factori. Am avea în primul rând zona de mediu în care creștem, cultură, educație, toată partea asta de știință, că tot vorbim, religie, inclusiv persoanele importante din viața noastră. Cu toții am avut oameni pe care fie am pus pe un piedestal, da? Sau alții pe care am băgat undeva foarte jos. De ce? Bazându-ne pe experiențele pe care le-am avut cu acei oameni, da? Atunci când suntem încă mici, să spunem până pe la vârsta de 25 de ani, când partea asta de prefrontal încă este în dezvoltare, da? Ceea ce percepem ca evenimente, experiențe, nu le putem discerne atât de bine. Și ce facem? Luăm ca atare. Dacă avem o relație bună cu unul dintre părinți sau un bunic sau o persoană mai importantă, vom încerca inconștient să copiem fie comportamentele, modul de a gândi, de a banaliza și așa mai departe, sau din contră să găsim pe cineva similar cu acel om. Sau invers. Da? Fix asta facem. Este o metodă de... E o șablonare, de fapt? Putem spune asta, că dacă e să ne gândim istoric, ar fi vorba de un instrument de supraviețuire. Este din tribul meu sau din amic. Da?
Ei, revenind la factori, ar mai fi ceva foarte important pe lângă cele menționate mai devreme, ar fi experiențele puternic emoționale, pe lângă persoane și ce am spus. Și anume, mă refer că noi, și acum vă rog să mă contraziceți dacă vorbesc... Dacă avem curaj. Da, nu, cu drag, oricum, tocmai că suntem într-un debate constructiv aici. Da? În momentul în care avem o experiență emoțională puternică, fie pozitivă, fie negativă, se spune că cea negativă ar fi de 3 ori mai puternică, da? De ce? Păi din nou ne ducem către supraviețuire. Creierul nostru va ține minte ce anume, emoția sau emoțiile implicate, respectiv tot ceea ce înseamnă vizual, implicit fețele oamenilor implicați în acel eveniment, auditiv, sunete sau voci, da? Tot ce înseamnă olfactiv, kinestezic sau gustativ. Și apoi se formează, apropo, o amintire, se duce într-un database în spate. Și după aia, peste ceva vreme, întâlnim o persoană care, culmea, seamănă cu cineva din trecutul nostru. Sau are o voce similară, sau un parfum. Sau, de curând am experimentat, m-am dus cu niște prieteni la un restaurant și am mâncat o prăjitură care ne-a adus aminte de ceva foarte bun de înainte de 90. Ziceam, că se găsea rar în cofetărie și ziceam, dom'le, ce e prăjitura asta, că nu mai știm cum se numea. Te teleportează fix în momentul respectiv. Așa se întâmplă și cu recunoașterea facială. Asta e celebra Madeleine din La recherche du temps perdu. Exact. Madeleine aia e de... sau mai în zilele noastre, partea din Ratatouille, din filmul respectiv. Da, așa este. Dar de ce unii capătă și după nume sintagma asta de profiler? Spre deosebire, ok, înțeleg că toți avem bastonul de mareșal în raniță. Toți o facem. Dar cu ce e mai presus un profiler față de noi doi? Bună întrebare. Sunt două aspecte. Baza asta de date pe care avem cu toții diferă de la om la om. Da? De la modul în care a integrat experiențele respective, de la ce... nu neapărat vârstă, cât maturitatea spune că poți să ai aceeași experiență repetată de 50-60 de ani și n-ai învățat nimic. Da? Și baza respectivă este limitată la oamenii pe care ai întâlnit, experiențele pe care le-ai avut. Un profiler antrenat învață să ce? Să mărească baza asta de date. Dintr-o dată participanții la cursurile noastre care vin, se duc intrigați după curs și încep să vadă pe stradă, că asta spune, ochi, nas, sprâncene, gură și tot așa, elemente pe care nu le vedeau înainte. Efectiv, în procesul de învățare zic, nu, n-am văzut asta, ba da, ai văzut că există, dar nu ți-ai dus atenția, pentru că știți foarte bine unde ne ducem atenția, acolo se duce energia. Deci, revenind, odată este o bază mai mare pe care o are un profiler și al doilea lucru, ce puțin ce am încercat eu și colegii mei, ca noi ca profileri, să recorectăm, de fapt, informația care deja a fost implementată, să spunem, eronat, din baza de date. Mă refer la zona de trecut, exact ce spuneam, da? La anumiți oameni importanți din viața asta, sau anumite experiențe, pe care noi le-am văzut pozitiv sau negativ și acum le vezi așa cum sunt. Apropo de... mi-aș dori să zic niște filtre mai obiective, dar bineînțeles, erorile în gândire există. De fapt, este antrenamentul, te specializezi, cum ar veni, pui energie ca să faci profiling. Exact. Imaginați-vă că în 30-35 de ani se inventează o centură atmosferică protectoare împotriva violenței. Wow! Așa cum cineva a inventat internetul și știm, asta e frumos, Bogdan. Că știm că un tip care se plictisea a legat 3 calculatoare între ele, făcea experimente la Geneva acolo și a zis www și le pune pe astea să vorbească între ele, hop, și a explodat și a venit întreg pământul. E bine, cineva, eu știu, un fost militar sătul de războaie, zice, învelim pământul într-o asemenea și orice gând, orice tentativă de violență, orice tendință e înlăbușită de la sine. Așa. E posibil? Nu e posibil? Nu. Nu asta vă întreb. Așa. Eu știu că e posibil. E acum, posibil, 30, dar 40, ce se va întâmpla după? Da. Ce fac profilerii? Cum judecați lucrurile? Cum te prinzi că va fi violență? Păi e simplu. Revenind la ce spuneam mai devreme,
faptul că o persoană repetă un anumit set de comportamente, de gânduri, de alegeri, emoții, o mare parte din viață, dar șansele ca să schimbe sunt foarte mici. Nu înseamnă că nu se poate, oricine poate schimba. Doar că știți foarte bine, știința spune că suntem într-o proporție de 92-95%, cam ceea ce am fost ieri alaltă săptămâna trecută. Și bazându-ne pe istoric, că de fapt un profiler ce vede? Vede în, să-i spunem, întregul acelei persoane, anumite elemente. Și vorbim de musculatură, osatură, sistemul nervos, sistemul circulator. Vorbim inclusiv de voce și de frecvențe, de energie. Da? E, că până la urmă, de fapt, tot o energie. La diverse niveluri de ce? De condensare. Da? E, ideea este că în momentul în care tu ești atent la toate detaliile astea, poți să înțelegi cum o persoană și-a petrecut viața până acum, înțelegi trecutul său și realitatea formată de percepțiile sale, îți dai seama cam cum să comunici cu el și, atenție, înțelegi care sunt tiparele pe care le va repeta în situații viitoare. Nu e ghicirea viitorului, nu de alta, dar în anumite zone de pe planetă unde mai predăm, ales în zona latinoamericană, suntem întrebați dacă suntem brujo, brujo însemnând vrăjitor. Asta e matematică. La Macondo așa se întâmplă, toată lumea știe. Așa, așa este. Și spun, e matematică. Eu la bază fiind IT-ist și economist, adică vin dintr-o familie de ingineri, la mine e cu T0, T1. Adică și eu când am fost expus la o experiență cu un profiler prima dată, am zis, bă, stai un pic, știi prea multe despre mine, de unde, ai vreo abilitate, ceva, până când am văzut că se poate dezvolta, se poate învăța. Deci pe întrebarea adresată de domnul profesor, ne uităm la om, da, și punem o pecete de prezumție de vinovăție. Nu merge în zona, adică aș putea spune că mai degrabă acea persoană ar fi predispusă la anumite acte de violență sau de agresivitate sau alte. Dar trebuie să ținem cont foarte mult de context, pentru că nu se ia în considerare asta. Și cel mai inocent om de pe pământ, pus undeva la colț, fiind amenințată viața sau viața copiilor săi, va reacționa ca atare. Nu uitați că toți copiii când sunt mici sunt violenți și agresivi. O întrebare, ca să punem... Vreau să întreb puțin. Mama lui, cum îl chema, Adolf Schickel Gruber, așa, când se uita la cel din mic care mergea sau din leagăn, avea să se gândească că Hitler peste vreme poate să facă asta? Mă îndoiesc. Nu, el își ia și bea. Sunt convins, cred că și după ce s-a întâmplat, la fel. Tocmai asta e că noi vedem anumite dimensiuni ale oamenilor, mai ales oamenii dragi. Și cea mai mare provocare... Și atunci cine devine? Epigeneza? Că s-a ajuns la monstruozitatea Hitler. E mai mult de atât. Pentru că e vorba de omul potrivit, la locul potrivit, în momentul potrivit. Acum, potrivitul ăsta poate să fie către bine sau către rău. Mă scuz că am întrebat asta. Dar e foarte bună întrebarea. Ține foarte mult de context. Pentru că același om, în alt context, poate nu s-ar fi dezvoltat la fel. E un cumul foarte mare de factori. Adică, de asta le spun oamenilor, viitorul nu e scris. Dar pot să înțeleg când cineva va țipa, urla, ridicat-o la tine, cum vei reacționa? Pentru că văd că astea sunt niște tipare pe care tu le-ai repetat de mii milioane de ori și cel mai probabil te vei comporta astfel. Profiling-ul, din ce cunosc eu, implică foarte mult citirea, între ghilimele, a fizionomiei și a elementelor care o compun, înălțimea frunții, zona de implant a părului, forma sprâncenelor, modul în care le mișcă, forma nas, gură și așa mai departe. Așa. Eu am fost martor la o demonstrație dintre aceasta pe care ai făcut-o și, spre surprinderea mea, eu sunt o persoană sceptică, s-a potrivit într-o măsură surprinzător de mare. Da. Pe de altă parte, că tot am vorbit de copilul ăla mic cu mustață și maică sa nu știa dacă o să fie genocid sau nu de pe urma lui. Cum diferă profiling-ul de teoria rasei superioare? Pentru că și acolo se măsurau niște repere craniene, o înălțime, da, exact, culoarea ochilor. Care este diferența? Sau nu cumva profiling-ul susținea, sau nazismul a susținut profiling-ul? Aș putea spune că nu. S-a luat o informație care
Tino a fost folosită în, cu intenții negative. În urmă, profiling-ul, vreau să vă gândiți că e un instrument pe care îl putem folosi făcând bine sau rău. E, dar are o acuratețe mai mare decât ceea ce fac restul oamenilor. Adică vezi dincolo de acele măști pe care cu toții le avem, într-un fel sau altul, să dăm mai bine în societate, să facem o impresie mai bună. Și când vezi, de fapt, cum e omul, nu mai stai să-l judeci, să zici, băi, e un hoț sau e un criminal. Înțelegi de ce? De ce a ajuns acolo? Asta nu înseamnă că trebuie să le îmbrațe, dar în cunoștință de cauză, alegi cum te vei raporta la acel om, la acea situație. Deci de aceea profilerii sunt folosiți la recrutarea de către companii. Foarte mult. Și aș putea să spun domnului Ivănescu că partea asta de instrument istoric ca profiling a fost dezvoltat în foarte multe civilizații vechi, adică în China, în zona bazinului mediteranean, Grecia, dacă e să ne uităm chiar în spate, de la Socrate și poate chiar mai în spate, inclusiv America de Sud, în epoca victoriană, acolo era în zona asta de criminalistică mai degrabă și tot așa, pentru că te interesează dacă persoana pe care o întâlnești este de la tine din trib sau e un adversar. Vorbim de un instrument dezvoltat în mii de ani, da? Și doar că ce s-a întâmplat în acele locuri s-a dezvoltat pe populația de acolo. Ce spuneați dumneavoastră mai devreme, domn profesor, migrația fiind atât de mare, în ziua de astăzi trebuie să ținem cont de foarte multe aspecte. Da? Și oamenii, ați văzut, inclusiv din punct de vedere rasial. Vreau să ridic altă problemă, de fapt două probleme, dar vi le pun față în față și profile... Așa, vedem ce, le analizăm. Singura tehnologie invitată de universul ăsta rece, de cosmosul rece, este viața. Da. Nimic altceva n-a inventat. S-a autonăscut, s-a dezvoltat, putem dezvolta subiectul, și a apărut viața în momentul în care stelele numite gigante roșii s-au transformat, a apărut elementul carbon și așa mai departe, ajungând până la inteligență. Atât a reușit. Încolo n-a reușit nimic să facă. Pe de altă parte, am auzit la o conferință a fostului prim-ministru Adrian Năstase, vizitase invitat China și pe lângă faptul că ne-a spus că marea invenție a chinezilor este un sistem financiar original, deosebit, cu care se descurcă în lumea asta, ne-a spus așa. Iar cât despre securitate, gândiți-vă că 1,4 miliarde de oameni sunt urmăriți de camere de luat vedere peste tot. Se poate să nu fie urmăriți. Cum găsesc camerele, profilele? Cum fac media lor aritmetică? Cum se ține pacea în țara asta? Și aici adaug un element din istoria personală. La un moment dat, 1990-91, eram la Cotroceni, consilier al președintelui Iliescu, și vine un reprezentant al ambasadei Chinei și mă roagă așa: cereți, te rog, voie președintelui, știa că trebuie să fac asta, ca să ne explici nouă ce se întâmplă la voi pe stradă. În ianuarie 90, în februarie 90, în care se întâmplau lucruri nemaivăzute la noi, pentru că dacă la noi se întâmplă ce e la voi, se face o gaură până în adâncul pământului. Domnul Ilescu a zis precis, stai de vorbă cu ei, foarte bine, du-te și stai de vorbă. Deci vă pun în față camere de luat de vedere peste 1,4 milioane de chinezi și faptul că bietul univers atât a putut să facă și l-a scos o singură tehnologie, viața. Tehnologia pe care a scos-o universul este, din punctul meu de vedere, miraculoasă. Adică noi suntem cea mai complexă mașinărie de până acum, care într-adevăr, din păcate, cel puțin în China, este urmărită cu camere peste tot. Dar de ce ziceți din păcate? A spune din păcate de ce? Este foarte mult îngrădită libertatea, pe de-o parte. Da, sunt beneficii și anume faptul că pot vedea anumiți infractori, se poate vedea dacă un anumit grup de oameni vor să facă o mică revoluție și tot așa. Și influențează comportamente. Da. Pentru că altfel, liberul arbitru al tău este limitat și este modificat în momentul în care știi că ești urmărit. Întotdeauna asta se întâmplă. Ca să vă răspund la întrebare. Da, recunosc camerele? În momentul de față, nu știu dacă ați observat, cel puțin în zona asta de securitate, mecanismele de recunoaștere faciale încă nu sunt atât de performante. Da?
Adică, de asta se întâmplă ca să ai o poză la pașaport, când înainte eram un plic, nu e cazul meu, dar vă dau un exemplu foarte cunoscut, o persoană dragă, era mai, cu mai multe kilograme, avea altă coafură, altă tunsoare, altă culoare a părului, era, și la un moment dat n-a recunoscut-o și a zis, domnul ofițer, mai dați-mi un act, mai dați-mi ceva, că nu păreți că sunteți dumneavoastră, da? Apropo de ce se întâmplă, domnul profesor, se iau anumite puncte de pe față. Acum câțiva ani de zile când noi am vrut să ducem zona asta de informație, din profiling, să o ducem către AI, chiar ne doream ca la un moment dat să se poată face automat, nu doar în zona de business, de recrutare, că acolo ar fi minunat, dar peste tot, inclusiv în zona de securitate, adică să cablăm la ce? La motorul de recunoaștere facială, modul de interpretare. Nu, asta era întrebarea mea. Motorul de recunoaștere facială al inteligenței artificiale, care e la asta, e profiler? Nu e profiler. Știți ce face? Profilerul are două aspecte. Cel puțin două sunt. Unul este recunoașterea trăsăturii, pe care le-ați menționat mai devreme, și doi este asocierea comportamentului asociat, după care încep să pui la cap la cap toate bucățile astea de puzzle, să înțelegi omul holistic mai multe. Ce face mecanismul de recunoaștere facială? Doar recunoaștere dacă fotografia asta este identică cu persoana asta. Nu neapărat modulul de interpretare. Pentru că despre asta e vorba, ca să poți să traduci acele trăsături. Și noi spunem, niciodată nu o să analizezi o persoană după o anumită trăsătură. Ai nevoie de minimum 3-5 pe care le poți conecta și în general să fie exagerat. Da? Și mai mult, ținem cont de context, sunt foarte mulți factori, nu e atât de ușor. Pentru că știți ce pățim, apropo de business, ca să vă dau un insight. Folosim chiar foarte mult, suntem contactați de diversi clienți de-ai noștri pentru zona de profiling în business. Da? De ce? S-a ajuns la o maturitate profesională în care oamenii și-au dat seama că e mult mai importantă personalitatea, valorile, comportamentele acelui om decât pregătirea sa tehnică. Tehnic îl poți pregăti. Dacă să-i schimbi personalitatea și valorile, este mult mai dificil. Deci, da. În concluzie, așa, pentru că ne apropiem de final, e improbabil în viitorul imediat apropiat să avem o cameră, o inteligență artificială înglobată în ceva, pus în buzunar, să te duci la o întâlnire și camera respectivă să facă profiling-ul celui cu care te întâlnești. Nu e improbabil, eu cred că e foarte probabil să se întâmple, dacă nu se face deja, dacă nu se face. Din cunoștințele noastre de până acum, nu avem foarte multe în zona, mai ales de security militară, știm că sunt anumite servicii care folosesc un anumit tip de interpretare, dar nu la un nivel de detaliu atât de mare pe care îl cunoaștem noi. Oricum, ca să închid sub capitolul ăsta deschis de mine, este că o persoană luminată, un intelectual rafinat, cum a fost Barack Obama, a spus așa: dacă vreți securitate, lăsați-vă spionați. Numai așa poate să fie lumea. Atunci locul profilerilor e decât. Bun, la evoluția universului. Mă duce la viu, la inteligență, la creierul ăsta care se dezvoltă, nici nu știm spre ce se dezvoltă. O ducem noi împreună 8,1 miliarde spre cele 11 miliarde care vor fi în 2050 și 14 miliarde în 2075. La ce vă referiți mai exact? Să ne înțelegem unul cu altul. Eu mi-aș dori. Profilerul, dar să avem și empatie. A zis foarte bine. Chiar dacă sunt convins că parte din această abilitate se va duce către inteligența artificială și practic nu neapărat această meserie, că nu e neapărat o meserie, această funcționalitate în sine, nu neapărat că o să dispară, ci din contră, o să fie nevoie de mai multă empatie, cum a spus dumneavoastră, că tot ce înseamnă mașinărie, nu, în momentul de față, nu poate înțelege zona asta de emoții, sau dacă o înțelege, nu poate. Mai stăm de vorbă și despre asta. Da, legat de creier, într-o emisiune viitoare, dacă o să mai am ocazia să ne mai întâlnim, o să vă povestesc de anumite zone din creier care au fost analizate în momentul în care suntem expuși la mai multe fețe, respectiv la mai multă educație lingvistică, ce se întâmplă cu zona respectivă. În concluzie, ceea ce înțeleg eu ca urmare a acestei întâlniri,
este că ar trebui să-i cerem AI-ului, inteligenței artificiale, un pic de empatie. Da. Așa este. Concluzie. Foarte, foarte faină concluzia. Vă mulțumesc mult. Noi mulțumim și noi. Vă mulțumim și domnilor voastre. O seară bună, vă doresc.